Săptămâna Culturii la Vorona este în plină desfășurare. Prilejuită de hramul mănăstirii, suita de manifestări este organizată de Primăria și Consiliul Local al Comunei Vorona pe mai multe secțiuni și include activități sportive, religioase, culturale, sociale și administrative. Dintre cele mai importante de remarcat este concursul de bătut toaca, organizat marți la Biserica Veche Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Icușeni. Intitulat sugestiv Trompeta Îngerilor, acesta reunește tineri și copii din parohiile din comună și din comunele învecinate, care au fost premiați pentru îndemânare. Este ceva deosebit, este ceva prin care arătăm că cultura nu este obligatoriu ceva ce ține de lumea laică sau profană, ci ține și de viața bisericească. De aceea această lucrare a bisericii, care este toaca, ce anunță chemarea oamenilor la Sfânta Slujbă și aici întâlnirea cu îngerii și totodată în mod profetic, așa cum am dat noi titlul Toaca Trâmbița Îngerilor, ne va chema la judecata lui Dumnezeu, totodată să ne gândim și la slujba la care participăm, iar pe de parte cealaltă să ne gândim în mod mai adânc și la răspunsul pe care trebuie să-l dăm la sfârșitul vieții noastre în fața lui Hristos Dumnezeu și aceasta să se întrezească la o adevărată viață curată, la o conștiință adevărată, cinstită și față de Dumnezeu și față de apropiații noștri. Păi ocazional bat toaca, când în general sunt cântăreț la biserică, în rest când pot bat toaca. De ce? Păi îmi place, știu că de mic mi-a plăcut să bat și am fost la multe biserici, am auzit multe ritmuri, multe feluri de a bate toaca și așa m-am învățat, dar nu consider că bat chiar așa de bine, dar... Se poate învăța sau bați cum simți? Păi bat cum simt, după un anumit ritm, bat așa, constant, încerc, dar da, se poate și mai bine. Eu am învățat de la un copil din parohia noastră și am început să învăț mai bine în pod la mine. Și ai așa un anumit ritm, respecti o regulă sau cum simți? Așa, când cum vreau eu. Când... Și e întotdeauna la fel? Adică sunt melodiile, ca să spun, la fel? Sau e de fiecare dată altfel? De fiecare dată, la fel. Tot marți, în piața comunală din Vorona, a fost deschisă o expoziție de animale Expozoo, ediția 11-a, care a reunit concursuri de îndemânare între fermieri, o degustare de produse ecologice prezentate de fermieri, dar și un colocviu. De satisfacție. Le mulțumim tuturor, ne bucurăm că am putut să vă oferim prilejul să vedeți animale frumoase de aici, din comuna noastră. Ne bucurăm că au fost prezenți atât de mulți copii cu animale mici, cu porumbei, cu alte specii de animale mici. După alte câteva zile pline de manifestări, Săptămâna Culturală la Vorona se va încheia vineri și sâmbătă cu hramurile celor două mănăstiri din aceste locuri, Vorona și Sihăstria Voronei, la care participă înalt preasfințitul Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei.